mă bucur că un copil spune asta. Mă bucur foarte mult. Noi, cei mai hârșiți prin viață, ce spuneți? De ce vă întreb? Pentru că cu toții așteptăm ca în ziua de mâine, vremea aceasta, vremurile să se schimbe în bine. Hai să vedem, s-au schimbat ele în bine, desigur, din punct de vedere moral, de 5 veacuri încoace sau aproape 5 veacuri încoace. Pentru că în vremea lui William Shakespeare, cam așa arăta lumea. Sonet 66. Și-aș vrea să mor decât să-l văd slăbit pe ticălos și pe sărman de râsul tuturor, să-l văd tăgăduit pe credincios, pe vrednicul de cinste oropsit și pe femei batjocorite crui, cel fără de prihană pedepsit și pe viteaz răpus de cel mărunt. Mă voi scârbi la tot și bun rămas. Dacă mor, iubirea-mi cui o las. Mă voi scârbi la tot și bun rămas. Dacă mor, iubirea-mi cui o las. Și altele sub vinte nu despot, văd prostia doctor la deștepți și adevărul vorbă și strâmbul poruncindu-le la greț. Mă voi scârbi la tot și bun rămas. Dar dacă mor, iubirea-mi cui o las. Mă voi scârbi la tot și bun rămas. Dar dacă mor, iubirea-mi cui o las. La tot. De ce să mă?